Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de dezbateri electorale Alegeri Locale 2016. Discutăm astăzi cu reprezentanții candidaților la primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. În primul rând vă spun faptul că reprezentanții tuturor partidelor programate pentru discuția de astăzi s-au prezentat și sunt alături de noi în platoul nostru de la studioul teritorial TVR Cluj și am să-i prezint acum, după cum urmează, doamna Irina Pop, candidat din partea partidului M10 la primăria Cluj-Napoca, domnul Gheorghe Șurubaru, candidat PNL la Consiliul Local Cluj, domnul Mircea Giurgiu, candidat Partidul Social Românesc la primăria Cluj-Napoca și domnul Bruno Roșnavski din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, tot la primăria Cluj-Napoca. Bună ziua, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În primul rând, așa cum le-am spus și celorlalți candidați ce au fost prezenți în platoul nostru, ne aflăm într-un spațiu al discuțiilor echilibrate, echidistante. Am să vă rog să păstrați această tendință pe parcursul emisiunii și cred că sunteți în asentimentul meu. Vom începe prezentarea și apoi abordarea temelor propuse pentru această emisiune de la stânga spre dreapta întotdeauna. Așadar, domnule Roșnavski, vă rog să deschideți plutonul, ca să spun așa, să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru alegători, pentru început, după care vom da cuvântul și celorlalți candidați. Bună seara încă o dată telespectatorilor. Foarte multă lume mă cunoaște, vin din lumea sportului profesionist, peste 20 de ani de basket la cel mai înalt nivel am jucat, dintre care 13 ani au fost în străinătate, chiar în Germania, unde avem ocazia zi de zi să vizionăm la alte posturi de televiziune ce fac administrațiile locale și primarii pe acolo. N-am făcut politică niciodată. După cariera de sportiv, am început cu cariera de management și între timp sunt 9 ani. Cred că mă descurc destul de bine în diferite firme și administrația este tot o mare firmă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Roșnavski. Doamna Irina Pop, M10, vă rog. Bună ziua! Despre mine ce pot să vă spun este că sunt avocat în cadrul Baroului Cluj. Din 2011 am cabinetul meu de avocatură. De asemenea, înainte am lucrat ca și consilier juridic. Din această ipostază, din punctul meu de vedere, am o viziune juridică asupra activității primăriei, asupra bugetului municipiului, asupra contractelor pe care primăria le încheie numele nostru și pe banii noștri. Și din punctul de vedere al vârstei, 31 de ani, așa cum se vehiculează peste tot ceea ce este adevărat, știu ce vrea generația mea, știu ce vrea generația care vine din spate, generația care vede viitorul, generația care se gândește acum să-și întemeieze o familie, să crească copii și să lase acest oraș moștenire generației viitoare, așa cum l-am primit și noi la rândul nostru moștenire. Ne dorim un oraș tânăr, un oraș vibrant, așa ca și noi, un oraș care să evolueze odată cu generațiile de contribuabili pe care îi servește. Ne dorim un oraș care să fie să fie demn de epoca informațională și de numele de hub IT, care acest lucru să se reflecte inclusiv la nivelul primăriei. Vă mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe. Domnul Mircea Giurgiu, din partea Partidului Social Românesc. Da. Am început cariera publică, să zic așa, ca sindicalist, după care am fost parlamentar 2 mandate, ministru, de Consiliul Ministrului Legat pentru Dialog Social, la 2 miniștri și în 19 august 2014 m-am întors la Cluj. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Gheorghe Șurubaru, candidat PNL la Consiliul Local Cluj-Napoca. Da, bună ziua tuturor și telespectatorilor dumneavoastră și ai noștri. Eu pot să spun că sunt un pic mai vechi în politică, din prin anii 1997. Ca și administrație locală, în mandatul 2008-2012 am fost consilier local din partea Partidului Democrat. În prezent, cel puțin în ultimii 4 ani de zile, îndeplinesc și funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca. Am făcut o echipă foarte bună cu domnul primar Emil Boc. Am început multe proiecte, unele le-am terminat, altele continuă. Și ceea ce îmi propun pentru mandatul următor este să continuăm aceeași muncă în echipă, care să ne ducă rezultate la ceea ce ne dorim, astfel încât calitatea vieții în municipiul Cluj-Napoca să crească în continuare și să rămânem în top acolo unde suntem acum.
Vă mulțumesc foarte mult. E momentul să trecem la dezbaterea temelor agreate de comun acord înaintea intrării noastre în emisie și e firesc prin prisma acestor teme să și aveți ocazia să vă prezentați practic punctele cele mai importante pe care le considerați cele mai importante din programele pe care le-ați stabilit fiecare dintre dumneavoastră. Între timp le spunem telespectatorilor noștri faptul că mesajul candidaților la primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca ajunge și la comunitatea persoanelor cu deficiențe auditive cu ajutorul colegii noastre Adelina Cotișan. Îi mulțumim pentru că poartă acest mesaj mai departe. Așadar, domnule Bruno Roșnavski, încep din nou de la dumneavoastră. Principalele probleme, să spunem, pentru că evident nu putem vorbi de una singură, pe care dumneavoastră le vedeți în ceea ce privește Clujul, pe care vă propuneți să le rezolvați prin programul pe care îl aduceți în fața alegătorilor. Cu siguranță cea mai stringentă problemă a Clujului la ora actuală este traficul, lipsa locurilor de parcare. După părerea mea și a curățenii din oraș, există și oarecare rezolvări, dar aș vrea să fac o paranteză. Orice rezolvare ar fi, nu se va rezolva pe deplin la orele de vârf traficul. Există, avem exemple în alte țări. Americanii au și pe 10 benzi de intrare sau de ieșire din oraș și la orele de vârf există acest trafic. Ca o variantă la descongestionarea traficului, o parte măcar din el, există în străinătate niște parcări la fiecare intrare principală a orașului. Se cheamă P plus R. Aia înseamnă park and ride. Parchezi mașina acolo, te lua bilet de autobuz, te aduce în centru, bineînțeles să ai un sistem informatic la locul unde ai parcat mașina și poți să te orientezi. Am de ajuns, spre exemplu, pe clinicilor. Am venit cu autobuzul în centru, din centru sau din altă parte unde am legătura, pot să ajung în acele puncte. Cine a umblat foarte mult afară în străinătate știe că există asemenea parcări, chiar și la orașe mult mai mici de 100.000 de locuitori, se justifică în condițiile în care nu este un oraș în vale. Adică noi suntem într-o vale, nu suntem pe șes în care să putem adăuga alte drumuri, nu putem închide la ora actuală eroilor cum ar vrea unii alții, cu toate că ar fi foarte frumos pentru toată lumea, am avea un centru impecabil, dar nu putem să mutăm încă două benzi pe o singură stradă care o avem la dispoziție. Asta ar fi una dintre problemele care s-ar putea rezolva într-o mare parte, pentru că să nu uităm, avem 100.000 de studenți, care poate peste 50.000 sunt veniți de afară, vin părinți, frați, nepoți, oamenii vizită, vin la oraș, în Cluj, avem două mall-uri foarte mari, avem un centru foarte interesant, o viață pentru tineret, o să vină toate festivalurile. Toți acești oameni pot fi cazați, să zicem așa, cu mașinile acolo și să folosească mijloacele de transport, care într-un viitor apropiat precis se vor mai optimiza, se vor mai reînnoi parcurile și vom face față acestei probleme. Trebuie să facem față. Cam atât deocamdată despre un subiect. Dacă vreți, continuăm și cu alte subiecte. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte să intrăm și în alte subiecte, e firesc să dau cuvântul și celorlalți candidați. Așa că, doamna Irina Pop, vă rog frumos, din partea M10, care considerați că sunt cele mai arzătoare probleme ale Clujului și mai ales soluțiile pe care presupun că vi le propuneți și în proiectul cu care veniți în fața alegătorilor? Din punctul meu de vedere, ca avocat, este crucial și este sursa tuturor problemelor lipsa de profesionalism a administrației publice locale. Noi ne dorim o administrație publică locală puternică, tranșantă, care să nu fie dispusă să facă compromisuri pe banii și pe timpul clujenilor. Noi considerăm că bugetul Clujului de aproximativ 260 de milioane de euro anual poate să fie cheltuit mult mai profitabil pentru clujeni. Considerăm că se impune ca acest buget să fie cheltuit în mod complet transparent, astfel încât clujanul să știe pe ce au mers taxele și impozitele sale. Din acest punct de vedere, cred eu, dacă am avea acces la toate aceste informații, am vedea cât s-a investit în infrastructura rutieră, cât s-a investit în societatea de transport în comun, în CTP. De ce traficul este așa cum este dacă s-a investit atât de mult în el? Clujul are la dispoziție planul de mobilitate urbană durabilă, care propune niște soluții foarte bune pentru traficul din Cluj, soluții fezabile, pe care l-am citit, l-am studiat. De ce nu s-a pus în aplicare acest plan de mobilitate durabilă?
Într-adevăr, ar fi niște soluții dure, dificile, pentru că normal, atâta timp cât numărul de mașini înmatriculate în Cluj crește cu 17% odată la 4 ani, nu ne putem aștepta ca rețeaua de străzi să facă față. Trebuie luate niște măsuri puțin neplăcute, zic eu, dar necesare pentru a asigura calitatea vieții clujenilor. Noi ne propunem să facem asta, ne propunem să aducem lumină în contractele și în modul în care se cheltuie banii clujenilor și ne propunem să-i punem pe toți în slujba lor. Ne propunem ca să punem în aplicare aceste planuri elaborate de specialiști care au costat niște bani, într-adevăr, de la Banca Europeană pentru Dezvoltare, dar au costat niște bani și ar avea niște consecințele punerii în aplicare, ar fi benefice. Într-adevăr, într-un an electoral, probabil că nu ar fi atât de benefice pentru actuala administrație, dar pentru clujeni ar fi benefice, iar noi credem că interesul clujenilor ar trebui să primeze. Eu v-am prezentat soluția mai degrabă decât problema, dar sunt convinsă că clujenii înțeleg la ce mă refer. Vă mulțumesc, mergem mai departe. Domnule Mircea Giurgiu, aveți cuvântul. Da, în opinia noastră, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca și județul Cluj este problema gropii de gunoi. Din păcate s-au cheltuit foarte mulți bani, a fost un proiect foarte bun pe care am crezut toți, în care am crezut toți la început, dar din diverse motive, cu toate că s-au cheltuit foarte mulți bani. Și cred că acele persoane care au primit bani să ne spună ce au făcut pentru acei bani. Fiindcă e vorba de Consiliul Județean, nu avem treabă cu persoanele respective, ci cu conducerea Consiliului Județean. Fiindcă acolo ar fi trebuit să vină cu soluții. Dar eu sunt sigur că până la urmă va trebui să se rezolve această problemă. E vorba de foarte mulți bani europeni și din bugetul României și din bugetul local, că județean și local, fiindcă și primăria s-a implicat, dar nu avea nicio atribuție în acel moment primăria față de groapa de gunoi. Așa că eu am rămas surprins în momentul în care cei de la primărie au fost nevoiți, așa spun, să mărească prețul la gunoi pentru noi toți și firme și cetățeni, fiindcă la Cluj era blocat totul. Dar nu știu de ce cei care erau vinovați nu au încercam măcar să, adică vinovați, care răspundeau de acea groapă de gunoi și sunt foarte multe persoane care au încasat, cred că, mii de euro, dacă nu zeci de mii de euro, bani, de acolo, fiindcă erau implicați în proiect, să ne spună ce au făcut pentru acei bani. Deocamdată, din păcate, nu vede nimic, este parcă mai grav decât era înainte de a începe și cred că acolo trebuie găsite soluții cât mai repede. Noi avem o soluție temporară în acest moment. Este vorba de o rampă folosită mai de mult pe vremea comuniștilor de firmele din Turda care funcționau acolo, din păcate acum foarte puțin mai funcționează și până când va fi rezolvată problema centrului de management integrat al deșeurilor, va trebui să folosim acea rampă tocmai pentru a nu mai fi nevoiți să ducem în alte orașe și în alte județe. Așa cum s-a întâmplat anul trecut, primăria a fost nevoită să majore prețurile, am rămas surprins că niciun consilier local n-a votat împotrivă. Noi, după ce ne-am înființat filiala la Cluj în 24 septembrie, la prima conferință de presă, am solicitat scăderea tarifelor. Noi am vrut la cele inițiale. Din păcate, nu s-a reușit, dar ne bucurăm că, până la urmă, primarul și Consiliul Local au luat în calcul această problemă, adică scăderea tarifelor. Chiar dacă nu au fost cele inițiale, totuși suntem mulțumiți că măcar s-a revenit cât de cât la tarife mai, să zicem, cât de cât acceptabile, chiar dacă sunt foarte mari. Pentru ceea ce se întâmplă acum în Cluj, există și problema, cred că în foarte multe cartiere, cel puțin în Mănășturi există, problema ridicării gunoaielor. De multe ori când mergem la o plimbare prin Mănășturi și dacă trecem pe lângă locul de gunoi, se simte deja mirosul, la vară ce va fi. Deci se poate îmbunătăți și acolo situația și cred că în cel mai scurt timp, oricineva câștiga, noi dacă câștigăm, ne vom implica. Evident că și alții vor fi obligați să se implice în așa fel încât acea problemă să fie rezolvată. Sunt și alte probleme foarte importante pentru clujeni care trebuie rezolvate, dar cred că asta merită o atenție sporită pentru că e vorba de viitorul clujenilor și de, să zicem, confortul nostru. Atâta vreme cât soluții au fost, din păcate nu s-au pus în practică și nu s-au terminat lucrările la acea groapă, dar va trebui să terminăm cât mai repede, fiindcă ajungem în imposibilitatea de a mai arunca deșeurile și de a căuta din nou alte soluții. Ori nu e în regulă să ducem în alte județe gunoiul din Cluj. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gheorghe Șurubaru, candidat PNL la Consiliul Local Cluj-Napoca. Vă rog. Mulțumesc. Desigur, la unele probleme ridicate aș fi putut să dau și niște răspunsuri, dar fiind acum la
punctul de prezentare a proiectelor noastre cele mai importante. Am să încep cu acestea. De departe, cel mai important proiect al nostru în acest moment este cel legat de Cluj Innovation City, acel proiect ambițios din dealul Lombului, unde vor fi peste 100.000 de cetățeni și 20.000 de locuri de muncă. Este un proiect care deja a pornit, un proiect care va constitui efectiv un oraș în oraș și este de departe cel mai important proiect al nostru. Tot importante pentru noi sunt cele legate și de trafic, într-adevăr. Partea de trafic are mai multe soluții, pe lângă centura metropolitană recent inclusă în master planul de transport național, cea care va lega sensul giratoriu de la Gilău până la centura Vâlcelea-Pahida. Aici, partea de trafic o vedem ca rezolvare din mai multe componente. Pe lângă centurile ocolitoare ale Clujului, pe lângă partea de modernizare a drumurilor, care se vede deja aproape s-a terminat în întreg municipiu, intervine și partea de transport în comun, care dacă va fi făcută decent și modern, cu benzi dedicate transportului în comun, ca autobuze, troleibuze noi, moderne, dotate de ultimă generație, vor face ca lumea să folosească mijloace de transport, astfel să reușim să fluidizăm traficul, să scoatem un pic din mașinile de pe șoselele orașului. Legat de fluidizarea traficului, desigur, eu zic că este important și terminarea dării în folosință a pistei de biciclete, a sistemului de bike sharing, care în acest moment funcționează cam la 70-80%, un lucru care, pe lângă că aduce sănătate, de asemenea, fluidizează traficul și, de ce nu, și partea de ticketing, care fiind un sistem modern de accesare a biletelor și abonamentelor pentru transportul în comun, pot să ajute foarte mult la acest aspect. Nu neglijăm și avem în proiectele noastre toate problemele legate de, în continuare, de cultură, de sănătate, de locuințe pentru tineri cu cartierul din Borhanci, cele legate de sport, cu bazele de agrement și cu strandul San. Desigur, dacă vom avea vreme, o să putem discuta mai amplu despre toate aceste proiecte. Mulțumesc și dumneavoastră. Păi, din câte vedem, din ce ați spus fiecare dintre dumneavoastră, se conturează așa deja o discuție despre planul de dezvoltare al orașului. Aș îndrăzni să spun din nou un tur de masă în care aș vrea să vă axați pe acele puncte din proiectul dumneavoastră personal care vin exact pe această temă. Domnule Roșnavski, deschideți plutonul. Deschid plutonul. Știți cum e? Visăm la foarte multe chestii moderne, într-adevăr, dar noi avem problemele de care ne batem zi de zi. Și aș miza foarte mult pe aceste probleme, care nu sunt într-un viitor depărtat, sunt în viitorul apropiat. Mâine, poimine, luna viitoare, peste 2 ani, iau unul din planurile și proiectele care le avem eu și consilierii mei. Este o educație prin sport. Și am să dau puține soluții, fără bani, unele mai intervin și cu bani. Una dintre ele ar fi școlile de cartier, care au curs. După orele de curs, haideți să le deschidem copiilor care stau în zonele acelea. Sunt poate și 20-30 de blocuri de jur împrejur. De multă lume întreba pe vremuri, dom'le, unde ai făcut? Făceam pe plajă fotbal, al de pele. Unde? Băteam mingea în curtea școlii. Vedem pe exemplu cel mai bun de la reclama de la un magazin mare cu Halep. Lasă-i să bată mingea. Lasă-i să bată mingea în curtea școlii. Sunt îngrădiți, nu mai pot să o bați pe stradă. Sunt mașini. Cum era pe vremea noastră, puteam ieși în fața blocului, era o mașină care ieșea și stătea, era vechi. Acum lăsați în curtea școlii. Haideți să dotăm curțile acestea cu niște chestii importante. Vedem foarte mult în parcul mare, care e foarte frumos. Avem acolo foarte multe chestii interesante, printre care și un teren de basket. Este plin tot timpul. Am văzut oameni de 60 ceva de ani și au dat jos sacou în cămașă, în pantalon de stofă și pantofi, au jucat o oră. Au oprit, am zis, domnule, felicitări. Suntem pe locul 3 la obezitate în lume. Acum vineri am văzut întâmplător după meciul de basket, mă primam pe lângă parc și oamenii alergau cu mare plăcere. Nu știau să alerge. Deci oamenii aceia au o problemă. Deci, nu au bazele unei, vor avea probleme cu genunchi, cu spate. Majoritatea copiilor deja au probleme.
vedem că tot mai jos este vârsta la care încep cu probleme de glezne, genunchi, spate. Trebuie o cultură sportivă, trebuie să iasă de undeva. Asta este sportul de masă, care putem să-l facem în fiecare din aceste școli. Le putem dota, ține de administrația locală, putem accesa fonduri europene pentru ce... Avem foarte multe locații ca și școli cu curți mari. De ce să nu facem o mini piscină pentru inițierea în not? Toată lumea vrea ca și copilul lui să știe să noate. E primul pas la care ne dorim cu toții. Să nu cadă din barcă sau din nu știu unde mergem, să știe să noate. Deci cam toată lumea trece prin programul ăsta. Și sunt foarte mulți. Putem să le facem ca și sport de masă. Fiecare zonă, cartiera, să mai facem. Mai facem o sală, mai facem o... Dar dacă vreți să construim săli și asta, vă rog, întrebați-mă și pe mine, că sunt expert în domeniul ăsta. De 26 de ani văd săli multifuncționale la școli. Acum, întâmplător, copiii mei au mers la Coșbuc, la școală, s-a făcut o sală nouă, frumoasă, dar gândită prost. Domnule, există niște săli standard, le luăm din Germania, de la televizor, că le vedeți. O sală multifuncțională. Sunt trei grupe la aceeași oră de sport, se coboară în mijloc două paravane și ai trei săli. E simplă, aceea soluție. Pentru a păstra echilibru în intervenții, sigur, am să fiu nevoit să dau cuvântul doamnei Irina Pop. Da. O să revenim la dumneavoastră după ce realizăm acest tur de masă. Doamna Irina Pop, M10, vă rog. M10 se gândește la populația tânără a Clujului. Acum nu mă refer doar la vârstă. Mă refer inclusiv tânără ca și suflet, tânără ca și aspirații, tânără ca și vise pentru viitor. Noi ne dorim să aducem acest oraș, să aducem Clujul în secolul în care trăim. Așa cum ziceam, am vrea informatizarea activității administrației publice locale, informatizarea totală. Așa cum știți și cum cred că se întâmplă și aici, lucrăm de la ora 8 dimineața, 8-9 dimineața, până la 18 seara. De multe ori, pentru a ne rezolva problemele administrative, problemele impuse de lege, trebuie să ne luăm o zi liberă. Sincer, nu mi se pare corect. Adică plătim impozite, pentru care trebuie să ne luăm o zi liberă să le plătim. Trebuie să ne declarăm locuințele în momentul în care ne mutăm sau în moment, trebuie să ne schimbăm buletinul. Pentru asta trebuie să ne luăm o zi liberă de la birou în era informatică și locuind în hub-ul IT al României. Eu cred că este momentul ca primăria să evolueze și să renunțe la trecut, să renunțe la epoca dosarului plic, pentru că noi am renunțat, noi, cei care susținem financiar primăria. De asemenea, Clujul are un buget de 260 de milioane de euro, chiar puțin peste. Eu aș vrea să știu ce se întâmplă cu acești bani și cred că sunt mai mulți ca și mine. Cum spunea colegul meu, groapa de gunoi a județului are probleme. S-au îngropat în acea groapă de gunoi o grămadă de bani, atât locali cât și europeni. Am vrea să știm ce s-a întâmplat, de ce nu au funcționat contractele, cine nu și-a respectat obligațiile și dacă banii noștri sunt recuperați. Într-adevăr, sună poate mai serios decât un program de sport, care este într-adevăr foarte util. În schimb, eu cred că banii Clujului pot să fie mai bine gestionați pentru noi și cred că este datoria municipalității să ne arate cum recuperează pierderile clujenilor. Adică greșeli se întâmplă oriunde. Asta recunoaștem. În schimb, eu, ca avocat, nu aș permite unui client al meu să renunțe la niște bani datorați sau să suporte un prejudiciu. Iar aici nu este vorba de banii mei sau de banii oricăruia dintre noi. Este vorba de banii noștri ai tuturor și de binele orașului. Pentru că acei bani puteau să fie folosiți pentru a construi mai multe parcări subterane sau supraterane, pentru a rezolva problema traficului, pentru a construi mai multe parcuri. Pentru că, la fel, noi tinerii ne dorim nu o viață nu doar de acasă, la birou, din nou acasă. Ne dorim să avem locuri și spații unde să ne simțim bine, locuri pentru a ne simți bine în orașul nostru, în care ne plătim impozitele și taxele. Noi, eu, sau eu, mai bine zis, nu-mi permit o vilă cu grădină înconjurată de un gard de 2 metri pentru a putea crea o România alternativă la România obișnuită. Eu îmi doresc ca România de zi cu zi, România în care ieșim în trafic, România în care trăim, în care muncim, să fie un loc plăcut, iar Clujul să își atingă potențialul, pentru că potențial are orașul nostru, cred că suntem de acord. Dar este nevoie de muncă și de determinare pentru a ajunge acolo. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe, domnule Mircea Giurgiu, Partidul Social Românesc. Vă rog. Da, într-adevăr, sunt foarte multe de făcut, dar cred că începând așa măcar cu câteva, am putea să le rezolvăm și trecem la altele.
Noi propunem, printre altele, ca în fiecare, la fiecare 15.000 de locuri, este de fapt un proiect de lege al Partidului Social Românesc depus în Parlament, să existe câte o grăință la fiecare 15.000 de, nu, câte o crește la fiecare 15.000 de locuitori. Tocmai pentru a scăpa cetățenii de acelea probleme care sunt de fiecare dată când trebuie să-și înscrie copiii la creșă, e o familie tânără, are copii și când ajunge să-i ducă la creșă are foarte mari probleme. Foarte, foarte multe familii ne-au căutat și ne-au rugat să căutăm, să-i ajutăm în așa fel încât să poată să meargă. Nu mai conta unde, dorea să meargă, fiindcă au fost peste tot și nu mai erau locuri. Deci asta trebuie rezolvată cât mai repede, fiindcă e vorba de viitorul copiilor noștri și de viitorul tuturor celor care o să aibă, să-și întrebeze o familie, să aibă copii și așa mai departe, așa cum e și normal. De asemenea, avem și ne propunem să facem în așa fel încât să găsim metode prin care să ajutăm la crearea de locuri de muncă. E foarte important pentru toată populația Clujului care este în căutarea unui loc de muncă. E vorba și de tineri, dar și de persoane care, din păcate, și-au pierdut locul de muncă fără din motive neimputabile lor. Și atunci, cred că ar fi o legătură foarte bună dacă, o soluție bună, dacă primăria ar încheia sau ar face parteneriate cu universitățile din Cluj, cu firmele, indiferent toți cei care vreau să se implice, așa fel încât tinerii, atât studenți cât și elevii, chiar și elevi, să poată să meargă în practică, să lucreze acolo, ar vedea, pe urmă ar putea să-și aleagă locul de muncă unde ar dori să lucreze, dar și pentru firme care și-ar putea alege cei mai buni, atât studenți cât și elevi, că sunt foarte mulți elevi care poate nu doresc, adică nu pot sau o să iau o decizie mai târziu în ceea ce privește studiile superioare, dar avea să aibă un venit sigur în momentul în care termină liceul. De asemenea, o mare problemă și pe care va trebui să o rezolvăm, chiar dacă ție de Ministerul Învățământului, e vorba de acei tineri care au terminat liceul și nu au luat bacalaureatul. În fiecare an sunt tot mai mulți și, din păcate, nu sunt nici cu liceul, fiindcă n-au diplomă de bacalaureat și nu au nicio calificare, de pentru care e foarte greu să-și găsească un loc în piața muncii din România. Deci trebuie găsit o soluție cât mai rapidă și asta, nu, cred că și prima s-ar putea implica, dar decizia este la Ministerul Învățământului. Primăria poate solicita cât mai urgent ca să această problemă să fie rezolvată. Apoi, pe scurt, o să mai zic câteva probleme referitor la tineri care doresc să facă sport. Există Federația Română de Fotbal, a creat 4 centre de performanță, unul la Târgu Mureș, la Cluj nu este, dar asta nu înseamnă că primăria nu se poate implica. Așa cum am vorbit chiar înainte de emisiune, Clujul avea și are o reprezentare foarte bună în sport, am fost campion la diferite discipline, dar pentru fiecare tânăr, dacă dorește să facă performanță, primăria poate să asigure o masă sau poate chiar și cazare, atâta vreme cât noi o să creăm centre de performanță la Cluj-Napoca. Fără ajutorul altuiva, deocamdată să înceapă primăria, are suficienți bani, încât în 2-3 sporturi unde suntem foarte buni să putem să ajutăm și să creăm acele centre de performanță. La Cluj activează și este pregătit și locuiește în Cluj lotul olimpic de judo al României. Antrenat de Florin Berceanu, unul dintre cei mai buni antrenori din România. În fiecare componentă a acelui lot, nu există cineva care să nu aibă măcar un titlu european, mondial sau olimpic. Vă rog să vă apropiați de, da, de încheiere. Pentru că și mai o singură mai tot legat de sport. În 2006 am inițiat un proiect, numai în 2009 am obținut finanțarea de 8 milioane de euro, când era domnul Boc prim-ministru și domnul Baba, secretar de stat. Din păcate, e vorba de crearea, de construcția sediului Clubului Sportiv Școlar Viitorul și evident și a Inspectoratului Școlar Județean. În momentul în care am obținut banii, dar pot să și spun ție, o parte din comunitatea din Cluj s-a opus, e vorba de UDMR, chiar dacă înainte era de acord, până în 2012, când a reușit să deblocăm proiectul, nu mai erau bani, nu ne-am dat bani, că se schimbase guvernul. Dar lucrurile au mers mai departe. Nu e gata acum, dar sunt posibilități ca să putem să-l terminăm. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gheorghe Șurubaru, candidat PNL la Consiliul Local Cluj-Napoca. Vă rog, aveți cuvântul. Desigur, în mod cert vom continua partea de informatizare a primăriei Cluj-Napoca. În acest moment, în primăria Cluj-Napoca se poate plăti online, se pot plăti online taxele și impozitele. În mod cert vom continua construcția de creșe și grădinițe. În acest moment Clujul stă probabil cel mai bine din țară la nivel de creșe și grădinițe. Mai sunt în lucru încă două creșe, mai avem proiecte care urmează să se demareze în acest scop. Susțin și eu partea de sport în oraș.
Pe lângă faptul că în Cluj-Napoca în acest moment avem cea mai bună infrastructură sportivă din țară prin sala polivalentă și Cluj Arena, așa cum spunea și domnul Rojnavski, în parcuri, după cum bine se vede, sunt foarte folosite acele aparate de fitness în aer liber de către persoane de toate vârstele, ca și școli. Sunt în lucru și se vor termina până în toamnă prin fonduri europene modernizarea celor trei școli mari și importante, Avram Iancu, Agărbiceanu și Eminescu. La ele se vor construi și săli de sport noi, moderne, ultradotate, lucru care va continua cu siguranță în viitor. Pe partea de sport, de asemenea, ne uităm și ne vom uita în continuare la dezvoltarea bazelor care le avem. Strandul San va fi modernizat, va fi un balon închis peste bazinul mare și întreaga bază din Strandul San va fi modernizat la nivel european. De asemenea, în august vom urmări să finalizăm baza de agrement din Gheorgheni, o bază de agrement sport și sportivă și de agrement, care va cuprinde locuri pentru mai multe discipline sportive care vor fi gratuite la dispoziția clujenilor, lucru foarte important, și de agrement efectiv în parculețul care este acolo în zonă. Deci susținem din plin activitatea sportivă și eu personal o susțin foarte mult. Avem multe echipe deja în Cluj, campioane naționale care ne reprezintă cu bine și suntem datori să susținem toate echipele care fac sport în municipiul Cluj-Napoca. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șurubaru, pentru că timpul rămas din emisiune ne mai permite, cred, un tur, maxim două de masă. Am să vă rog, tot așa, începând de la stânga spre dreapta, de la domnul Rojnavski, spre celelalți candidați, să vă prezentați și alte puncte din propriul program cu care veniți în fața legătorilor, cu accentul. V-aș ruga, dacă se poate, pus pe partea de trafic, de asfaltarea străzilor din Cluj-Napoca, centură ocolitoare, lucruri care, din câte am văzut, din câte se face vorbire în comunitatea, pe străzile Clujului, de către clujeni, sunt lucruri cu adevărat importante. O mare parte dintre străzi s-au refăcut și borduri, dar dacă ieșim un pic din zona centrală, vom vedea nenumărate probleme la străzi, bordurile sunt crăpate, nu cred că primăria nu cunoaște această problemă. Dar pe lângă asta eu o să revin la partea de curățenie orașului. Și am mai spus-o și mă voi repeta și văd că într-adevăr în ultima perioadă a început să se miște ceva și mă bucur că cineva ascultă. Vin dintr-o țară civilizată, rău de tot în domeniul ăsta, pe 13 ani de Germania și trăind în 4 landuri diferite, cred că știu foarte bine și nu s-a întâmplat doar într-un singur loc. Vă dau un exemplu. Pe fiecare stradă, la începutul ei scrie miercuri între ora 6 și ora 11, aici nu se parchează. Ce se întâmplă? Vine mașinuța mică, aspiră la bordură. Deci aspirăm doar centrul șoselei, pentru că nu se va întâmpla nimic. Și zi de zi, săptămână de săptămână, scăpăm ușor de praf. Ați văzut tot într-o emisiune cu primarii de acolo. Construim. Dumnezeu, se construiește. Da. Ce se face? Se închide foarte frumos, se pune o mochetă care absorbe praful, nu mai merge mai departe. Dar astea sunt niște reguli care trebuie impuse constructorilor, să nu ne ascundem după constructorii de vină, ei fac toată mizeria în oraș. Dar noi nu facem asta. Vă dau un alt exemplu. Vineri. Am ieșit de la un meci, am mers la mâncat, ies frumos pe Napoca. Pe strada Napoca. Lumea a auzit, Bruno zice tot timpul de prostiile astea cu curățenia. Ce făceau băieții? Cu un mare lejet, vorbim din ce am trăit eu, nu din ce povești. Cu mare lejet pe toată Napoca, așa, ușor, ușor, la pas, toată mizeria sărea pe vitrinele celor care au acolo magazine. Cred că ei au fost foarte surprinși a doua zi când au ajuns și au văzut vitrinele murdare. Oameni buni, se aspiră întâi, după aceea se spală. Sunt niște proceduri, eu nu știu, chiar nu le știe nimeni. Să vă rog să sumarizați, pentru că trebuie să dau cuvântul și celălalt. Am ucis și mergem înainte. Doamna Irina Pop, vă rog. Eu spun că ar fi probleme rezolvabile chiar în zonele în care primăria este mulțumită de treaba pe care a făcut-o. Una dintre realizările mari ale primăriei este reabilitarea drumurilor în zona centrală, cu care sunt foarte de acord. În momentul în care toată lumea cărcotea, uite, iarăși ne țin în trafic, eu eram gigă contra, care spunea, nu, trebuie să suferim pentru a beneficia de niște drumuri europene și în condiții bune. În schimb, acum, după ce s-a finalizat lucrarea de reabilitare, constat că sunt probleme. De exemplu, pavajele de pe trotuare împrind tocurile în ele și îmi distrug pantofii,
Într-adevăr, poate, poate părea o problemă mică, dar ca și mine, în Cluj, mai sunt încă 200.000 de femei care umblă pe tocuri. Vă dați seama numărul de perechi de pantofi care suferă. De asemenea, mai dau cu mașina. Eu conduc o mașinuță mică. Când dau peste un canal din acesta reabilitat și ridicat, mai ridicat la, de nivelul drumului, vă spun sincer că îmi scârție toată mașina. Nu știu cine s-a gândit la aceste aspecte și dacă primăria ia măsuri pentru repararea acestor deficiențe. Pentru că, la fel, cum ziceam, sunt pe banii noștri. Eu când lucrez la apartament și când mi-aduc o firmă să-mi lucreze la apartament, apoi pe banii mei mă uit la fiecare detaliu și mă aștept ca și primăria să facă același lucru pe banii noștri. Din câte am vorbit cu cetățenii în această perioadă și în perioada strângerii de semnături, problema care s-a ridicat a fost lipsa de răspuns a primăriei la cererile oamenilor. Am aici o cerere formulată de locuitori de pe strada Uliului, sunt 41 de semnatari, care a fost depusă în luna martie la primărie. Nici până în ziua de astăzi nu s-a primit un răspuns. Cererea a fost urmărită pe site-ul primăriei. Într-adevăr, este un aspect foarte bun că se poate urmări parcursul unei cereri. Vreau să sumarizați. Ok, dar când vezi că cererea ta stă o lună la același om, încep să spui întrebări, fără niciun fel de răspuns. M10 își dorește ca primăria să fie partenerul clujenilor. Noi asta ne dorim. Nu ne dorim să-i tratăm ca și pe niște adversari. Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Mircea Giurgiu, aveți cuvântul. Eu să vreau puțin ce am terminat data la precedenta discuție. Vreau să spun că acel proiect cu sala de sport și bazii de not, acolo este totuși școala viitoare, este foarte important. Nu doar pentru că inspectoratul școlar scapă și mai plătește 150 de milioane de lei pe lună la chirie, la sindicat, asta e un sindicalist, dar acei bani trebuie să meargă, ar putea să meargă în învățământ, în pregătirilor, pentru profesori și așa mai departe. Sala de sport și bazin de not am inițiat-o în așa fel încât până la amiază, toate liceele din Cluj care doresc, pot să meargă acolo să facă sport. Și în sala de sport și la bazin. Iar după masă, sportivii școlari viitorul are activități doar după masă și atunci dimineața pot să meargă gratis, fără să-i coste nimic. De asta am zis că e foarte important. Și eu sper să-l finalizăm cât mai repede, chiar dacă sediul inspectoratului e aproape gata, iar sala de sport a rămas în urmă. Dar vom insista în așa fel încât să fie gata acea sală de sport. De asemenea, un proiect care, chiar dacă l-am inițiat când eram parlamentar în 2008 cu colegii de la PDL și am încercat să rezolvăm cât mai repede, e vorba de sprijin pentru cei care doresc să-și facă în așa fel încât blocurile lor, după ce vor fi amenajate pe exterior, să aibă confort, să nu mai aibă pierdere la căldură, să nu mai aibă probleme foarte mari iarna cu plata cheltuielilor. Să rog să sumarizați pentru a da posibilitatea. Din păcate încă nici acum nu a fost finalizat. Vom începe să ajutăm toate acele familii care doresc, în așa fel încât să ajutăm, fiindcă am văzut o parte sunt făcute, o parte nu. Iar cei care nu, pentru care nu sunt făcute, se simt nedreptățiți. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Șurubaru. Închideți, practic, această sesiune de dezbatere. Am înțeles și să înțeleg că trebuie să fiu foarte succint. Aș face un pic referire și la partea de drumuri. În acest moment, din cele peste 800 de străzi care erau administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca, au mai rămas doar 50 de străzi de modernizat. Mai sunt aproximativ 400 ceva de străzi care sunt în domeniul privat. Vom modifica procedura, hotărârea de Consiliu de preluare acestor străzi, astfel încât să putem să ne îndreptăm să investim și în aceste străzi. Partea de modernizare în orașul municipiului Cluj-Napoca, într-adevăr, s-a terminat fizic, dar încă nu este terminată la nivel de recepție. Ceea ce se vede acum sunt lucrări care se fac în urma recepției și constatări de lucrări care trebuie refăcute, într-adevăr, recunoaștem, sunt zone care nu au fost făcute cum trebuie, dar tocmai de aceea este recepția și finalizarea lucrărilor după recepție acestor lucrări. Susțin intrarea copiilor în școli după program. Primăria Cluj-Napoca deja, prin domnul primar, a înaintat o cerere către domnul inspector general de la Inspectoratul Școlar Județean, tocmai în acest sens. Desigur, și la recomandarea altora, acest lucru a fost sesizat de mai multă lume. Aș mai face o scurtă referire la parcurile din municipiu. Suntem într-un stadiu avansat de a prelua Parcul Feroviarilor, un parc important în municipiul Cluj-Napoca, care într-un viitor proiect după preluare va fi unificat cu Parcul Oașului și vom obține astfel al doilea parc de dimensiuni foarte mari,
și de agrement în municipiu și pe partea de curățenie, pe lângă faptul că avem un program zilnic de spălare la bordură, care probabil nu se face întotdeauna cum trebuie, dar este sarcina noastră să urmărim. Avem un proiect foarte important, acela de implementare în Cluj de puncte gospodărești îngropate, astfel încât la nivelul solului să nu mai existe niciun fel de container, mizerie, animale, cei care caută prin gunoaie și să avem totuși acolo curat. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Șurbaru, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați prezentat această, practic, programul cu care veniți în fața alegătorilor. Vă spun acum, doamnelor, domnilor, că ediția de astăzi a emisiunii Alegeri Locale 2016 a ajuns acum la final. Sunt Ovidiu Damian, vă doresc tuturor o seară excelentă. La revedere!